pasionații sporturilor cu motor din Dobrogea numără zilele rămase până la startul ultimului eveniment major dedicat Rally Raid-ului organizat în acest an în județul Constanța. 4V Rally Raid Constanța România, competiția internațională dedicată practicanților acestui sport din țară și de peste hotare, va debuta joi, 9 noiembrie, în parcarea hotelului Oxford. Aici va fi amenajat Parcul Tehnic al Întrecerii, unde constanțenii, dar și turiștii aflați pe litoral, vor putea admira bolizi de 10.000 de euro și cu sute de cai putere sub capotă, ce se vor întrece pe durata celor două zile. Tot aici, spectatorii vor putea asista la inspecția tehnică obligatorie, pe care trebuie să o treacă fiecare vehicul înscris în concurs, precum și la reglajele pe care și le fac piloții înainte de startul în competiție. Potrivit calendarului, sâmbătă și duminică sunt programate cele două etape de concurs, startul urmând să fie dat de dimineață la ora 9. Duminică, după calcularea tuturor timpilor, a penalizărilor, soluționarea eventualelor contestații și stabilirea clasamentelor finale, va avea loc decernarea premiilor și ceremonia de închidere a competiției. Traseul de concurs traversează numai puțin de 24 de UAT-uri din zona de nord a județului Constanța. El cuprinde porțiuni de drum agricol, drumuri forestiere, porțiuni cu nisip, treceri de vaduri sau zone împădurite. Proiectul 4V Rally Raid Constanța România este realizat de către Asociația Club Sportiv 4V Motorsport cu sprijinul Consiliului Județean Constanța și în parteneriat cu Federația Română de Automobilism Sportiv și Federația Română de Motociclism.